Bună ziua, vă salut. Avem aici un generator cu neodim magnet de 3 kW, 220 V, trifazic. Aici o punte redresoare. Observați că e acolo 220 V, da? Permanent un generator 220 V la 500 de rotație, nu scoate până la 230, da? Aici are pana, canalul pana, pana, adică poate să vină o folie, da. Punte redresoare este de 100 de amperi și 1200 de volți. Să dăm pana deoparte. Să atașăm un electromotoraș de 24 V, 500 W, care normal este pentru o bicicletă electrică. Deci generatorul scoate 220 V, 3 faze, trifazic, iar acesta este de 24 V, da? Care îl poate acționa un panou solar sau acum, cum nu este soare, o baterie. Uitați acolo. Aici vine pinionul pentru lanțul la bicicletă. Dar acum eu am pus o bucată de furtun în colier auto aici. Și are suportul talpă. Din coace o să-l băgăm pe ax, la generator. Și o să prindem cu acest colier, da? Și facem o probă. O să-l punem la o baterie de 24 V, în aia micuță de 12 A. Să funcționeze. Așa. Indicat ar fi așa. Da. Să fie mai sus. Trebuie să-l pun de ceva. Nu-i dreapta masă, da? Așa, să pun două leasuri. Să ajungă la nivel. Aici, ca să-l conectăm. O să trepidez un pic, dar n-are nimic. Este doar o probă. Un colier. Deci în loc de cuplaj am pus aici, sau folie, am pus acesta furtun cu acest colier. Caut o surubelniță solidă ca asta. Aici este prins direct pe pinionul care venea la lanț.
observat, aici e pinionul care vine la lanț. Cred că am să fac și cu bicicleta electrică, cu motorașul ăsta de 24V 500W sau cu ăla de 48V, am să văd. Să facem o bicicletă electrică. Da. Așa. Aici e mai problematic că vine pe pinionul care vine la lanț. Aici e mai problemă. Sperăm. Așa. Acum așa duc bateria. Da? Da, poate vă întrebați ce este bara din spate, este aici, este o masă lungă de 3 metri, iar bara din spate este o umbrelă. Da? Deci bara asta albă e o umbrelă, un suport de umbrelă. Da? Așa. Am adus și bateria. O baterie care o să putem folosi și la bicicletă. Da? Pornit, oprit de aici, ne și indică. O să vedeți, a pus 23,6V, pe când ne arată aici. Da? Așa, până se stabilizează. Da, 23,6 sau câte acolo, da? Da, se poate încărca. Ai suport pentru două USB-uri. Puteți încărca 24V și 12 sau 13A, nici nu mai știu cât are. Da, plus și minus. Da, dar de la baterie o să punem, pentru că dacă îi dăm direct la baterie merge, eu știu, la 2000 și ceva de rotații pe minut, nu mai știu, 2500 de rotații pe minut are motorașul, 2500 de rotații pe minut, 2500 de rotații și 500 de W, 24V, da? Așa că o să folosim un regulator în curent DC. Regulatorul este de la 12 la 60V. Funcționează undeva aici. Din curentul din baterie va pleca în regulator de turații. Aici are motorul. Vine conectat iar din coace vine curentul de la baterie, da? Deci 4 fire are, da? Aici, da? Uitați, aici vine curentul de la baterie, aici motor undeva și scrie foarte mic acolo, nu știu dacă observați, dacă se focalizează, da? Da, și e de 40 de amperi, scrie și 40 de amperi, 12-60V, rezistă și la 40 de amperi, da? Aici are butonul pornit, oprit, de aici putem mări din potențometru turația, da? Că de aia, ca să-l pun la o turație foarte mică, dacă îl conectez direct la baterie, el va merge la turația maximă, probabil, și mie nu-mi trebuie turație maximă, că el normal funcționează la generatorul la 500 de rotații pe minut, da? Dar noi să-i dăm cam 100 de rotații sau eu știu câte, cam așa zic eu, nu știu, o să vedem acum, da? Deci să conectăm regulatorul, așa, aici are pentru la motor, da? Deci de la motor pleacă, uitați, cablul de la motor de spate, punem aici, așa, să, cum să zic, aproape ca niște improvizații, dar niște teste, niște probe. Acum o să luăm două cabluri de astea, dacă n-am roșu și negru, o să luăm negru și verde, da? Cu clemă crocodil. În astea. Așa. Îl dau mai sus cumva. Poate așa, da? Și o să punem, deci bateria acum e pe oprit, punem negru minusul și verdele plusul. Așa. Acum conectăm aici, să avem grijă la plus și minus. Plusul este asta portocaliu de la controlor. Așa, deci o să punem verdele, care e la baterie plusul, iar din coace o să punem minusul, da? Dăm controlorul mai în spate aici, da?
Asta prin toate în imagine. Așa. Da. Deci o să-i dau drumul, ia să vedem acum la baterie. Da? Observați acolo că arată că e pornită. Da? Oprim regulatorul. O să observați și LED-ul la regulator aici, că se aprinde LED-ul acesta. O să trebuie să probabil să țin un pic de motor. O să-i atașăm niște becuri, să dau pe pauză să mă duc să le aduc. Da, becurile sunt becuri normale, 220V și 7,5W, becurile 220V, 220V, 7,5W LED, da? Astea, câte sunt? 3, 6, pe urmă, o să mai punem și astea, de 4,5, tot LED, 220 sau de 5, nu știu de cât sunt astea, ceva de genul ăsta. 4, jumătate, 5, 6, nu știu. O să le punem astea. Da? Așa. De la puntea redresoare. De aici. De la generator. Are plus și minus aici. Vedeți? Pun asta roșu la plus. El e trifazic. Stai trifază aici, după cum se vede. Așa. Plus și minus aici. Și acum o să punem la beculețul. Deci îl poate învârti vântul sau apa. Da? Dar eu acum dacă vântul nu bate și apă, nu-i ca să-i fac o... De-aia îi dăm așa să vedem și iasă, dacă iasă. Da? Da? Vedem, sper să nu cadă jos cu telefon, cu tot, pentru că nu prea e stabilă masa aici. Da? O să trebuie probabil să țin un pic de aici. Așa. Cablurile care vine de la puntea redresoare la generator. La, da, astea trei de aici. Acum dau drumul la baterie. Așa, nu se observă pe ziua, dar indic acolo. Și o să se aprindă LED-ul când dăm drumul de aici. O să trebuie să țin. Da. Că a pornit, mă depinde turația, ia uite așa, trebuie să țin un pic, că nu-i prins în suport, este, ar trebui prins în suport, da, dă-l turație mai mare un pic, are cam la 200 de turație și el, am 200 de turație și el normal pune la 500, dar probabil brecurile fiind LED de aia, da? Este o improvizație, becul 220V, după cum puteți vedea, funcționează fără probleme, da? Așa, da. Acum o să punem și alelalte. Ia, mai atașăm, deci o dată a fost 6 și acum mai punem aici, să vedem cum o să legate, nu știu. Care de unde? 2, 4, 2, 4, aici. Probabil aici așa, se pune și pe astea. Le mai pun cap aici. Le prindem cumva aici. Improvizație, da? S-a răsușit furtunul. Din cauza că e și lung, el trebuia la capăt mai așa. Sper să nu cadă trapezul ăsta de aici. Ia, să-i dăm drum, bateria de aici la potențometru de la regulator, că altfel voi ia motorul de... Ia uite. Oprim. Observați. Din regulator de aici. Da. Îi dăm drumul un pic de aici, îi dăm turația. Ia uitați, deja pălpie. La o turație foarte mică, acum s-a aprins. E în ziua afară. Da. E în ziua afară.
generatorașul 24, generatorul 200 20 de volți, deci îl poate învârti, acum nu știu dacă are 200 de voltaje, și aprinde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3, 6, 9, 11 becuri 220 de volți și astea de 7,5 W, asta de 4,5 sau de 5,5, nu știu, nu mai știu de cât, dar tot 220 de volți. Aici să mă uit pe ele, dar scrie mărunțul, da? De aici îi dăm drumul ca să nu o turație controlată. Cum putem face? Ia uitați. Deci dacă are și să-l învârtă, va funcționa fără probleme, vântul sau apa. Da? Se răsucește furtul aici. De aia mă tot opresc, pentru că este o improvizație. Da? Ia să ridicăm. Ai sus, vreau să prim. Așa. Tot un cadru, așa. Ia. Ia uite, se trage furtul. Ia. Mărim turația. Se sting și becurile, pâlpâie. Pâlpâie becul. Observați? Îi dăm turații mai mari, becurile rămân constante, da? Observați? Rămân constante. Deci, de la furtun. Da. Ok. Ia. Așa. Așa e firul de la acolo, observați. Au turații 2-3 și rotații s-a prins atâtea lucruri, da? Cam atât pentru astăzi, la revedere. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like și să distribuiți mai departe, da? Sănătate! Urmează bicicleta electrică!